Sunt un om care s-a educat, s-a format 20 de ani într-o familie de sportivi. Fostul meu soț, Dumnezeu să-l odihnească, antrenor de atletism, profesor de sport, Răzvan Firea, a pregătit talente în acest domeniu. Mama sa, Elena Firea, profesor, antrenor, cunoscut de toată lumea sportivă. Fostul meu soț, Victor Firea, campion. Așa că nu cred că trebuie să primesc lecții de la o firmă privată care se încăpățânează să țină 5 persoane care să joace ceva pe chiselet, blocând sute de mii de oameni care poate chiar la activități sportive.